Bine v-am regăsit, prieteni, și la mulți ani în noul an 2023. Să dea Dumnezeu să fie mult mai bun, să dea Dumnezeu să ni se împlinească toate așteptările și mie și dumneavoastră, pentru că avem așteptări mari, avem speranțe, avem, din păcate, certitudini, nu avem, cu excepția unor rele în mijlocul cărora trăim. Am văzut pe o rețea de socializare o întâmplare, am citit despre ea, o întâmplare nu hazlie, ciudată, care ne definește și al cărei final, așa cum s-a produs el, mi-a pus semne mari de întrebare. Despre ce este vorba? Pe aceste rețele de socializare, un cetățean, dintr-un colț al lumii, n-are importanță din care, a ținut legătura cu o doamnă din Rusia. Și la un moment dat îi spune, vrem să stoarcă niște bani, că nu-l interesa altceva de la asta. Zice, am rămas izolat aici pe Marte și nu pot să mă întorc acasă. Îmi trebuie niște bani să-mi cumpăr o rachetă să vin acasă. Un om cu o inteligență sub medie i-ar fi dat bloc, l-ar fi băgat la origini și i-ar fi încheiat discuția. Doamna respectivă și-a adunat toate economiile și a expediat cetățeanului 27.000 de dolari. Atât a avut ea. Vă întrebați unde? Unde i-a spus omul? În niciun caz pe Marte. Ea a căzut în cursa asta, fiind probabil și foarte îndrăgostită de cetățeanul respectiv și mai puțin mobilată la mansardă. Tragedia nu e aici, că s-a întâmplat, se întâmplă zilnic chestii dintre astea și multe, nu puține. Tragedia este că eu citind și găsind și o parte hazoasă în treaba asta, am discutat cu un om politic de aici din Mehedinți, despre treaba asta. Ce răspuns mi-a dat? Ce cretină! Cum să-i trimită 27.000 de dolari? Păi cu 27.000 de dolari abia ți-ai o mașină mai ca lumea dintre astea de serie. Deci asta a fost nedumerirea lui. Că nu i-a trimis suficient să-și ia rachetă. Știți, îl parafrazez puțin pe Țuțea. Am făcut multe greșeli în viață și de multe ori m-am autoclasificat așa ca fiind prost. Când văd turma de imbecili care ne înconjoară, prind curaj. Depășind treaba asta, să vedem ce se întâmplă în Sfânta Țărișoară Românească imediat după sărbătorile de iarnă. Pentru că gata, s-au dus. Știți, e trist afară. Eu pe vremuri am și scris o poezie în care spuneam e tristă iarna și urâtă când ai trecut de sărbători. Și așa este. În primul rând, nu mai vezi luminițele alea prin curțile oamenilor, pe la ferestre, pe la... Da, acum și economia ne-a sfătuit domnul Virgil Popescu, da, și faptul că au trecut, gata, ziua a început să crească, nu ne mai place iarna. Deși la Turnul Severin n-am avut până acum bucuria ninsorilor. Poate o să avem de acum încolo, poate la Boboteza, pe stil vechi, pe 20, cine știe. Am trecut de sărbători și să vedeți cu ce ne distrăm. Cu amintiri. Amintiri recente. În județul Mehedinți s-a întâmplat următorul pocinoc. Ceea ce vă spun eu acum, ca element de bază, e luat de pe portalul justiție.ro. Nu sunt fapte inventate. Sigur, amănuntele le-am cules de la martori oculari, de la cei care cunosc problema. Onor primarul comunei Gogoșu din județul Mehedinți, domnul Jean Rogoveanu, care de-a lungul vremii, el e cunoscut așa în mediul local cu supranumele, cu numele de scenă Garcia. A făcut obiectul mai multor dosare, plângeri, mă rog, de toate felurile. Dar a scăpat din toate până acum.
probabil că a avut dreptate. Deci altfel nu văd cum. Domnia sa și soția, doamna Rogoveanu, sunt unii dintre cei mai bogați oameni din țară. Numai în comuna Gogoșu, conform actelor doveditoare, conform declarațiilor de avere ale celor doi, dețin în jur de 200 de hectare de teren la comuna Gogoșu. Comuna aflată în lunca Dunării, chiar pe malul Dunării, hectare scumpe. Uitați-vă așa pe toate site-urile astea de specialitate și vedeți la cât se... Deci asta numai averea din terenuri. Mai au vreo 7 imobile, mă rog, le ajunge. Nici unul, nici celălalt nu sunt la prima căsnicie, ca să ne înțelegem. Sunt oameni cu experiență, pe la granița celor 50 de ani, nu știu exact câți ani au fiecare, nici nu m-a interesat vreodată. Doamna, o să ziceți, fericită soția unui primar. Nu, doamna Codruța Ileana Rogoveanu este un întreprinzător de succes, mai multe firme pe care le patronează sau le administrează sau, mă rog, sunt în patrimoniul domniei sale și ale unor soțului primarul, cu active, cu tot ce trebuie, cu contracte în derulare, dar domnia sa este și un om politic cunoscut. Amândoi sunt în curtea PSD-ului, ca să ne înțelegem. Doamna este și administratorul județului Mehedinți. Adică, în materie administrativ și economic, este omul numărul unu al județului. Voilà de vezi. Ei bine, domniile lor, împreună cu mai mulți colegi și prieteni, colegi de partid și prieteni, s-au gândit să facă revelionul la sârbi. Sârbi având... o foarte bună orientare de asta pentru domeniul Horeca și care, deși ei sunt pe stil vechi, fac sărbătorile pentru toată lumea, să simtă bine, ei doar să încaseze bani. Și s-au dus oamenii acolo. Acum, noaptea de Revelion, la un moment dat, în timpul dansului, în timpul mesei, a petrecerii, domnul primar Rogoveanu a constatat că soția, consoarta, discuta la telefon cu cineva și avea o atitudine de asta de voioșie extremă, de bună dispoziție. A reușit să afle, probabil uitându-se în dispozitivul respectiv, cu cine vorbește doamna Rogoveanu. Și vorbea cu un coleg, tot de partid, care e cunoscut pentru apucăturile lui de crai, ca să zic așa. Imediat a început scandalul. Invective, înjurături ca la ușa cortului, acuze și de o parte și de alta, și spun unii dintre participanții la eveniment că au avut loc și corecții manuale din ambele părți. Adică doamna n-a băgat mâinile în buzunare și a plecat capul spășit. Nu. Telenovela a continuat în spațiu mioritic, când s-au întors de la petrecerea asta de Revelion, doamna administrator al județului Mehedinți nu s-a întors în căminul conjugal, că știa ce urmează. Și n-avea voie de mustrări dintre astea manuale, n-avea nevoie, nu simțea lipsa lor, nici a reproșurilor și s-a cantonat într-o locație din Șimian. Nu știu dacă era închiriată, sau, deci, comuna limitrofă orașului Turnu Severin, municipiului Dorbeta Turnu Severin. Nu știu dacă locuința era închiriată sau le aparținea celor doi soți, pentru că, așa cum v-am spus, dețin vreo 7 imobile, cel puțin. Mai mult decât atât, prevăzătoare, v-am spus, doamna este spirit, așa, nu știu, anumiți oameni de pe aici, de zonă, îi spun șefa banilor, nu știu de ce. Și una dintre firme se cheamă Regina. Iar nu fac eu aserțiuni, dar puteți să trageți singuri concluzii. Prevăzătoare, deci inspirată, doamna a apelat și la serviciile unei firme de specialitate pentru a-i asigura protecția personală
și a plătit un bodyguard dintre ăsta care să o păzească la locația respectivă. Locație prevăzută și cu camere de luat vedere, cu sisteme de securitate. La zi, ca să zic așa. Nu la zid, la zi. În noaptea de 5 ianuarie, deci acum 6 zile, în ajunul Bobotezii, domnul primar Rogoveanu, revoltat, ofuscat, cum o fi fost omul, cum s-o fi simțit, încă des că era băut, că eu știu că nu bea. A venit la locația respectivă și primul care a căzut în raza de convingere a membrelor domniei sale a fost bodyguardul, care și le-a luat, precum se vede pe filmări. Vă spun, toate chestiile astea le găsiți pe portalul justiție.ro, mă rog, fără amănuntele de rigoare, care sculese de la martori și apropiați ai cuplului. Între timp, doamna a făcut și niște denunțuri împotriva soțului. Acum, ce fel de denunțuri, nu știu, că ei au derulat foarte multe afaceri. Averea aia nu se construiește din salariul de primar. Iar doamna Rogoveanu e administrator doar de la ultimele alegeri. Nu poți să strângi atâta bănet, nu. Până atunci nu știu dacă a avut salariu pe undeva. Era doar administrator de firme și acolo e grosul averii. Acum eu sper să nu să fi supărat și gelul pe doamna administrator. Care e gelul? Seamănă cu porcelul, știe el cine e. După ce l-a corectat estetic pe bodyguard, domnul primar s-a îndreptat și împotriva legitimei, care a suferit același tratament, dar care apucase să sune la 112. Și a scăpat după un timp, că organele noastre de intervenție sunt prompte. Felicitări pentru treaba asta. Așa că fizionomia doamnei administrator nu a avut prea mult de suferit. Nici a primarului. Că înțeleg că și doamna e pregătită pentru confruntări de genul ăsta. A apărut dosarul ăsta pe rol. Doamna a cerut restricție a soțului pentru a nu se apropia de ea la o anumită distanță. Instanța a fost promptă. S-a pronunțat 500 de metri, domnul primar nu are voie să se apropie de dumneai. Domnul primar a făcut contestație. Contestație respinsă în instanța de ieri și publicată pe justiție.ro. Și acum se naște marea problemă. Domnul primar, cel puțin o dată pe săptămână, dacă nu de două ori, ar trebui să fie la Consiliul Județean. Să discute cu președintele Consiliului Județean, cu vicepreședinții, cu secretarul Consiliului Județean, probleme ale comunității pe care o păstorește. Gogoș, care nu vine de la Gogoș. Este una dintre cele mai bogate UAT-uri, pentru că încasează chiriile de la barajul de la Porțile de Fier 2 și de la instalațiile hidroelectrica și, mă rog, distribuție și ce mai e pe acolo. Nu va putea să o facă să vină la Consiliul Județean să vorbească, să rezolve probleme. De ce? Pentru că acolo își desfășoară activitatea soția, reclamanta, protejata, împotriva căreia domnul primar are ordin de restricție de ăsta, de 500 de metri. Nu va putea trece nici prin fața Consiliului Județean sau prin lateral. Tot în cauza asta. Și atunci cum își va exercita atribuțiile de reprezentant al obștii în raport cu organele de conducere ale județului și chiar cu cele de control, că și prefectura e în aceeași clădire. Greu de spus. Acum pe mine mă roade altceva. Și nu numai pe mine, probabil că pe mulți locuitori din zonă. Ce denunțuri au fi făcut doamna administrator? Și nu cumva urmează și o serie de denunțuri ale domnului primar împotriva doamnei administrator a județului Medinți? Că fiind băgați în firmele astea, fiecare are câte ceva de spus.
firme care au avut contracte cam prin tot județul, pe la toate primăriile sau aproape toate primăriile rurale. V-am spus foarte important să nu se supere și gelul pe doamna administrator. Că acum a aflat și dumnealui ce și cum. Nu e bine. Problema nu este a celor doi, de felul în care se manifestă și de, mă rog, de imensitatea averii strânse. Problema este a cetățeanului simplu, a alegătorului, care trebuie să se gândească la următoarea treabă. Pe cine ne aduc partidele în față ca să-i votăm? Pentru că omul, în general, alegătorul de rând, nu știe că îl votează pe Jean Rogoveanu sau pe Codruța Ileana Rogoveanu. Ei știu că votează PSD-ul. Ăsta este un caz particular, dar sunt multe altele. Unele dintre ele chiar care te duc cu gândul la povestea cu banii de rachetă. Sunt oameni care abia reușesc să-și silabisească numele când îl citesc și când îi pui la scris e dezastru cosmic, că tot am vorbit de rachetă. Vom urmări cu atenție cazul și vă vom ține la curent, dacă vor fi noutăți. Dacă nu, asta înseamnă că s-au împăcat sau... Deși nu cred că respectivul bodyguard care, ca să zicem așa în termeni populari, a furat-o cam degeaba și în timpul serviciului, își va retrage vreodată plângerea. Dar vom vedea. Până una alta, avem un dosar penal. Să vedem cu ce urmări. Acestea fiind zise, și continuăm să ne bucurăm de sărbătorile care au trecut, încă o dată vă spun la mulți ani și la revedere!